Tot astăzi, la Mănăstirea Snagov, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat podul pietonal care facilitează accesul credincioșilor și al turiștilor către cel mai vechi așezământ monahal din Arhiepiscopia Bucureștilor. Evenimentul a avut loc la aproximativ 200 de ani de la desființarea vechiului pod de lemn care lega mănăstirea de sat. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor veniți la hramul mănăstirii Snagov. Cu acest prilej, întâi stătătorul bisericii noastre a săvârșit slujba de binecuvântare a podului pietonal care facilitează accesul către locașul de rugăciune ctitorit de Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Privește-ne rugăciunea stăluitoare a noastră, a nevrednicilor tăi rog, și trimite din cer binecuvântarea ta asupra acestui pod. Întărește-l cu puterea ta cea mare, ca nici furtunile, nici valurile și nicio altă primejdie să nu-l trintească. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre necesitatea acestui pod pietonal. Mănăstirea aceasta, Snagov, care este o vatră veche românească de spiritualitate și cultură, a primit în dar de la Dumnezeu și prin osteneala celor care au lucrat aici și cu bunăvoința celor care au ajutat aici, acest pod nou. Podul vechi de lemn se pare că a fost desfințat prin incendiere în 1821. Deci aproape 190 de ani, până în 2010, nu exista aici un pod, ci se ajungea pe insulă cu barca sau cu un bac, un fel de pod plutitor. De aceea s-a considerat că este foarte necesară o refacere a podului vechi, însă cu alte materiale, deoarece între timp lacul a fost adâncit prin lucrări speciale de drenare a lui și ca atare a trebuit un pod mai solid. A fost nevoie de un pod din material solid, trainic, și anume din fier și beton, și această lucrare a rezultat într-o pasarelă. Întâi stătătorul bisericii noastre a mai vorbit despre istoricul așezământului monahal, afirmând că mănăstirea Snagov reprezintă o istorie a spiritualității, culturii și a continuității vieții monahale. Această mănăstire, spuneam că este o vatră veche, una dintre cele mai vechi mănăstiri din țara românească, și anume, fără să știm exact cine e ctitorul de origine, în al treilea pătrar din secolul al XIV-lea, adică după anul 1375, se făcea mențiune despre existența acestei mănăstiri. Deci ea, pe la 1370, exista deja. Apoi, domnitorul Mircea cel Bătrân a noit biserica acestei mănăstiri, așa cum rezultă dintr-un hrisov, în care el vorbește despre biserica domniei mele de la Snagov, fără să spună că este ctitor principal sau prim. Deci Mircea cel Bătrân a domnit între anii 1386-1418. Mai târziu, după 1470, ea a fost consolidată, împrejmuită cu zid toată insula, de către domnitorul Vlad Țepeș. De aceea, unii dintre localnici numesc mănăstirea Snagov ca fiind mănăstirea lui Vlad Țepeș. Deci mănăstirea Snagov are o istorie lungă, dar în același timp foarte tulburată. Se pare că această clopotniță este o clopotniță care datează din timpul lui Mircea cel Bătrân și că biserica inițială a fost mai mare decât actuala biserică, dar s-a prăbușit la un cutremur și ca atare a fost nevoie de refacerea ei. Și biserica actuală este ctitoria Sfântului Voievod Neagoe Basarab, care a construit-o în primele luni ale domniei sale. Mănăstirea Snagov însă n-a fost doar un loc de rugăciune, ci și un loc de înaltă cultură duhovnicească, mai ales în timpul Sfântului Ierar,
Antimi Vireanu, care a fost stareț aici la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Călugărul Antim din Georgia sau Ivirea, Ivireanu, a tipărit aici 14 cărți, majoritatea în cărți de cult, dar nu în exclusivitate. Și așa se face că a tipărit 7 cărți în limba greacă, 4 sau 5 în limba română, una slavonă și una în arabă. Pentru prima dată în lume aici, la Snagov, a fost tipărită o carte în limba arabă, Liturghierul Greco-Arab. Deci aici a apărut prima carte ortodoxă în limba arabă, fiindcă în limba arabă a altor confesiuni, și anume catolică, au apărut cărți de cult mai înainte. Deci avem aici o istorie a spiritualității, a culturii și în același timp a continuității vieții monahale. Prea fericirea sa a mai amintit că pe insula mănăstirii Snagov va fi construit un ansamblu muzeal cultural. Mănăstirea aceasta are valoare de simbol din mai multe puncte de vedere, dar pentru noi astăzi ea este un loc de pelerinaj, de reculegere. Și sperăm că în ședința Consiliului Tehnico-Economic de azi al Companiei Naționale de Investiții să fie avizat proiectul deja pregătit pentru o nouă clădire în capătul insulei și anume ansamblul muzeal cultural care va cuprinde un muzeu, un paraclis de iarnă, o trapeză pentru pelerini, iar la etaj câteva chilii pentru viețuitorii sau viețuitoarele mănăstirii, dacă vom aduce aici maici de la Mănăstirea Țigănești, și câteva seli de expoziții, de icoane și, desigur, de expoziții de carte bisericească atunci când se organizează expoziții tematice. Toate acestea vor fi concentrate într-un singur edificiu, formă de el, pentru a nu oculta, a nu opri vederea acestor două monumente istorice mari, și anume clopotnița lui Mircea cel Bătrân și Biserica Sfântului Neagoi Basarab. Iar aici, la intrare, lângă pasarele, va fi un punct de informare pentru pelerini, pentru închinători și pentru turiști. La final, Părintele Patriarh Daniel a oferit pentru Mănăstirea Snagov tămâie din Oman și mai multe volume apărute recent la editurile Patriarhiei Române, iar credincioșii prezenți au primit iconițe.